Gabriela, de ce nu, deși ai subliniat, ați subliniat de fapt ambele până acum, de ce nu funcționează să-l închizi pe un individ timp de un an jumate, doi ani, trei ani sau mai știu eu cât timp? Pentru că pentru noi, restul societății, e foarte confortabil așa. Și tu spuneai la un moment dat, adică n-al știu pe omul ăla acolo timp de 5 ani, știu că 5 ani, în ghilimele, mă simt protejată. Faptul că eu îl închid acolo, dar nu-i ofer alternative, există posibilitatea să crească riscul comiterii altor infracțiuni? Deci, practic, după 5 ani eu sunt iarăși în pericol? Sunt trei direcții mari așa de cercetare. Sunt cercetători care susțin că închisoarea în gheață, deci cu comportamentele cu care intri acolo, cu alea și ieși. Sunt cercetători care susțin că închisoarea reabilitează, adică îți corectează comportamentul infracțional, sau cei care dimpotrivă susțin că devii un mai bun infractor acolo, pentru că practic de dimineața și până seara nu faci altceva decât să fii într-un mediu de infracționalitate. Și apropo de asta, țin minte în 2011 când desfășuram un studiu într-unul din penitenciare, un domn supraveghetor, gardian, avea o atitudine foarte agresivă față de un deținut, atitudine agresivă verbală. N-aș vrea să se înțeleagă, Doamne ferește, că toți angajații din penitenciare nu au o atitudine normală, sunt foarte mulți, foarte bine instruiți, educați și știu să se comporte. Spun doar că mai sunt scăpări. Și i-a spus de față cu mine: pușcăreașule, du-te de acolo, n-ai auzit, asta era. Și răspunde pușcăreașul, în ghilimele, zice: eu sunt de 3 ani aici, tu ești de 20 de ani, ești mai pușcăreaș ca mine, lasă-mă în pace. Și acum, care-i adevărul din toată istorisirea asta? Dacă stai într-un mediu 20 de ani, stai într-un mediu de la 8 la 4 sau toată ziua și toată noaptea, că ești infractor și ești deținut acolo, care sunt șansele să ai un model bun din tot ce se întâmplă acolo? Pentru că dinamica și ce se întâmplă într-un penitenciar este mult mai complex decât ceea ce vedem noi din afară. Întotdeauna sunt deținuți care au puterea, care au puterea fie ca o ban, fie ca o forță fizică, și alții care suportă consecințele. N-are cum să nu te afecteze asta. Cu siguranță, dintre toate cele trei școli de care am vorbit, cum că penitenciarul te învață să comiți infracțiuni sau dimpotrivă te reeducă sau te îngheață, toți cercetătorii au rezultate care arată că așa este. Și cu siguranță găsim infractori care se reabilitează în penitenciar, dar nu pentru că penitenciarul e mediu potrivit, ci pentru că au resursele necesare și au avut noroc cu intervențiile să funcționeze pe ei. Alții care ies de acolo și comit exact ceea ce făceau și înainte, și alții care, într-adevăr, revolta cu care ies este atât de puternică încât vor să comită și mai multe infracțiuni. Dar aici poate ar fi o problemă și cu cei care sunt închiși pe viață. Sunt câteva cărți și în Asia și în Statele Unite, încă și în Londra, n-am citit încă în România, dar poate ar fi un proiect interesant, scrise de cei care îs condamnați pe viață și cum trăiesc ei mediul penitenciar și tot ce se întâmplă acolo. Și mi-aduc aminte de o scriere în care persoana spunea: Mi-e foarte frică pentru că eu îmi dau seama că o să mor aici și asta este anxietatea mea cea mai mare. Și mi-am dat seama că o să mor aici în momentul în care am început să nu mai visez nimic de afară. Primii 2, 3, 4 ani visam prietenii, visam familia, visam locuri în care mergeam. După o vreme am început să visez doar lucrurile care se întâmplă aici și mi-am dat seama că sunt blocat și că psihicul meu este într-adevăr în închisoare, dincolo de corp. Sunt care eu am toată încrederea că se reabilitează. După poate mult timp unii dintre ei, dar se reabilitează.